Centenarul Ilie Voinescu a fost sărbătorit de autoritățile locale împreună cu reprezentanții Centrului Militar Județean Gorj. Viața bătrânului a fost destul de grea, dar a reușit să treacă peste toate obstacolele. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost împușcat de 2 ori, însă s-a vindecat. Acum bătrânul este în grija norei sale, iar starea lui de sănătate este destul de bună. Cu ocazia aniversării, primarul comunei Lelești a înmânat centenarului o sumă de bani și o diplomă specială. Am deosebită plăcere ca astăzi să înmânez diploma și suma de 20 de milioane de lei vechi domnului Voinescu Ilie. Este primul cetățean al comunei Lelești care, de când sunt eu primar, am primit această frumoasă vârstă. Domnul Voinescu, din partea noastră, diploma, să trăiți. Aici sunt banii. Să-i folosiți cu plăcere. Și asta este diploma. Colonelul Ilie Constantin și-a propus să omagieze toți veteranii de război. Voinescu este primul aniversat pe acest an. Astăzi domnul veteran de război, plutonier ștan principal în retragere, Voinescu Ilie, din comuna Lelești, sărbătorește împlinirea 100 de ani. Dânsul este primul aniversat din județul Gorj pe anul acesta, când împlinește 100 de ani. Și fiind și veteran, fiind decorat, fiind rănit pe front, lucru care noi ne mândrim, pentru că în toată România mai sunt foarte puțini dintre cei care au fost efectiv pe front, au fost și răniți și au dus greu războiului și care sunt în putere. În județul Gorj, anul trecut, comandantul Centrului Militar Județean a mai sărbătorit un veteran de război care a împlinit vârsta de 104 ani.